sola ta spirituală. Avram a văzut locul de departe. Genesa 22:4. Imaginează-ți cum l-a trimis Dumnezeu pe Avram într-un loc pe care ți-l voi spune, i-a zis. Genesa 22:2. Femeile pot înțelege asta mai ușor decât bărbații. Când o întreb pe soția mea ce anume caută la cumpărături, ea îmi răspunde uneori: nu sunt sigură, dar voi ști când voi vedea obiectul respectiv. Există lucruri pe care știi că nu le poți explica. Ascultă versetul 20 din 1 Ioan capitolul 2. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Privește ce s-a întâmplat. A treia zi, Avram a văzut locul, ni se spune în Genesa 22:4. Aleluia! Nimic nu se compară cu clipa în care vezi ceea ce căutai. Clopoțelul sună și busola ta spirituală lăuntrică înregistrează. Asta e. Când te afli pe mare, toate apele par a fi la fel. Acesta e momentul când ai nevoie de o busolă. Fie o ai, fie n-o ai. Când îi vezi pe oameni devenind entuziasmați de lucruri care nu se află la îndemână, privește-i. Fie nu și-au luat medicamentul în acea dimineață, fie văd ceea ce tu nu vezi. Datorită faptului că pot deveni entuziasmați de ceea ce este invizibil, acești oameni de regulă sfârșesc prin a realiza imposibilul. De ce? Fiindcă au învățat să-și urmeze busola spirituală. David l-a înfrânt pe Goliat, fiindcă a fost singurul om care a avut credința să o facă. Știa că acela era un moment de cotitură în viață. Dacă l-ar fi ratat, s-ar fi întors la păzirea oilor. Când sosește momentul tău, ridică-te și spune: acest uriaș este al meu, indiferent câți alții fug de el. Dumnezeu ți-a dăruit o busolă spirituală. Învață să o folosești. O emisiune realizată în colaborare cu Fundația SER România.